Salutări din Casa Științei. Probabil că mulți dintre voi ați văzut acele persoane care reușesc să facă calcule cu numere foarte mari din minte, în general în mulțiri sau ridicări la pătrat. Și probabil că v-ați întrebat cum reușesc acești oameni să facă înmulțirile cu atâta rapiditate. Care este secretul? Până la urmă, dincolo de foarte mult exercițiu, da, dincolo de capacitatea asta de a vedea numerele dispuse într-o anumită formă, există și o serie de trucuri care te ajută să faci înmulțirile cu rapiditate. Eu, aici, în Casa Științei, mi-am propus să fac o serie de clipuri în care vă voi arăta cum putem înmulți cu ușurință, din minte, numere de 2 și de 3 cifre. Prima lecție este înmulțirea cu 11, o înmulțire foarte simplă, care poate fi făcută cu ușurință, mental. Spre exemplu, dacă m-ați întreba cât este 11 ori 12, este 132. 35 ori 11, este 385. 62 ori 11, dacă vreți, este 682. 57 ori 11, este 627. De unde știu să fac aceste înmulțiri cu atâta rapiditate? Care este șmecheria? O să vă explic, o să vedeți că nu e un lucru complicat. Trebuie doar să fiți atenți la modul în care aranjați răspunsul, dacă e să spun așa. Să zicem că vrem să ne înmulțim pe 13 cu 11. În mintea noastră trebuie să se întâmple următorul lucru. 1 și 3 se dau la o parte, iar între 1 și 3 așezăm suma cifrelor care formează numărul 13, adică 1 plus 3. Prin urmare, 13 ori 11 este 143. Dacă spun 24 ori 11, păi 2 și 4 se dau la o parte, iar între 2 și 4 intră suma cifrelor care alcătuiesc numărul, adică 2 plus 4, respectiv 6. Voi spune imediat că 24 ori 11 este 264. Atenție însă, dacă suma cifrelor care formează numărul depășește 10 sau este egală cu 10. În cazul ăsta se întâmplă un lucru, cifra sutelor crește cu o unitate. Spre exemplu, dacă vreau să înmulțesc, să spunem, 48 ori 11. Se întâmplă același lucru, 4 și 8 se dau la o parte, însă suma cifrelor care alcătuiesc numărul, 4 plus 8, este 12. Și în această situație, 2 intră în mijloc, își face datoria, dacă e să spun așa, atâta doar că această cifra zecilor de aici modifică cifra sutelor cu o unitate. Prin urmare, răspunsul nu este 428, ci este 528. Mai luăm un exemplu, să zicem, dacă vreau să înmulțesc 57, hai să spunem 58 ori 11, ca să ne dea 13. Este egal cu 5 și 8 se dau la o parte, 5 plus 8 este 13 și atunci 3-ul intră în mijloc, își face datoria, iar această cifră a zecilor crește cifra sutelor cu o unitate. Prin urmare, răspunsul este 638. Aici trebuie să adun o unitate. Nu e greu. Cu cât exersați mai mult, cu atât vedeți că va fi foarte ușor să faceți înmulțirile astea cu 11. Sigur, se pot face înmulțiri cu 11 și cu numere mari, oricât de mari. Și se pot face cu ușurință. Ideea este doar să fiți foarte atenți și să aveți capacitatea de a vedea cum se aranjează numerele unul lângă celălalt. Dar, ca și idee, vă arăt această înmulțire cu 11, o puteți face, să zicem, aveți de făcut un calcul mai mare la un exercițiu. O puteți face pe caiet fără să apelați la celebra înmulțire cu așezarea numerelor unul sub altul.
Spre exemplu, dacă spun 1243, să spunem, înmulțit cu 11. Tot ce am de făcut e următorul lucru. În ultima cifră o așez, după care încep să adun în serii consecutive. 3 cu 4 este 7, 4 cu 2 este 6, 2 cu 1 este 3 și nu uitați această primă cifră să o repetați din nou. Deci este 13.673. Dacă vreau, spre exemplu, să înmulțesc 52.432 ori 11, egal cu, deci scriu ultima cifră 2 și după care încep adunările. 3 plus 2 este 5, 3 plus 4 este 7, 4 plus 2 este 6, 2 plus 5 este 7 și urmează să mai scriem cifra 5. Deci este 576.752. Atenție însă, dacă obțineți prin adunare, obțineți numere mai mari sau egale cu 10, măriți cu o unitate cifra care urmează. Spre exemplu, dacă aș spune 55.477, să spunem, ori 11. Deci, așezăm ultima cifră 7, după care începem. 7 cu 7 este 14. 4 și 1 la minte, da? 7 cu 4 este 11 și cu 1 de la minte este 12. Din nou am un 1 la minte. 4 cu 5 este 9 și cu 1 de la minte va fi 10. Din nou am 1 la minte. 5 cu 5 este 10 și cu 1, 11. Prin urmare, nu voi așeza doar cifra 5, ci voi așeza 5 plus 1, pentru că din nou obțin o cifră mai mare, un număr mai mare decât 10. Prin urmare, aici va fi 6. Este 610.247. Dar rețineți aspectul ăsta măcar. Înmulțirea cu 11 a numerelor care conțin două cifre. Este simplă, trebuie doar să știți să faceți loc și să așezați în mijloc suma celor două cifre. Iar dacă această sumă depășește 10 sau este inclusiv 10, măriți cifra sutelor, practic, cu unitate. Seria de clipuri în care vom vedea trucuri la înmulțire va continua. Stați pe aproape și nu uitați, fiți deștepți că țara germană.